Bun găsit! Între 15 și 31 octombrie avem de-a face cu un aspect tensionat, Quadratura soare, Pluto, soare. soarele intră în această perioadă, din balanță intră în scorpion și Pluto trece din capricorn în vărsător. Această tensiune între cele două planete indică și o tensiune interioară, nu neapărat niște evenimente neplăcute, cât felul în care ne apar nouă evenimentele și modul în care încercăm să ne adaptăm la ele. Este clar un test de voință, de ambiție și de testare a limitelor. Și indiferent ce fel de situații traversăm, poate nu neapărat neplăcută, dar vrem noi să realizăm niște lucruri mărețe. În tot cazul, ne testăm limitele. Și aici se pune o problemă. Cum e bine să ne comportăm cu limitele noastre? Limite în relațiile personale pe care le avem, ce putem și ce nu putem deocamdată. Să facem sau să înțelegem sau să acceptăm din partea celorlalți. Sau ce vrem să facem, dar avem nevoie de un anumit context care ne condiționează. Cum facem? Cât de dependenți suntem de context pentru a realiza ce ne-am propus și ce soluții suntem capabili să găsim pentru a depinde mai puțin de context. Sigur că ne ajutăm și cu oamenii, și cu mediul, și cu, ne servim de evenimentele care se întâmplă, de trendurile care se vehiculează, de vremuri. Sigur că ne servim de ele, ideea e să nu depindem de ele. Deci toate lucrurile acestea ne îndeamnă să ne extindem limitele, în primul rând să le cunoaștem și e bine să cunoaștem limitele noastre sănătoase, ce ne priește și ce nu ne priește. Există un timp al creșterii care nu trebuie forțat și există un timp în care trebuie să înțelegem că anumite creșteri nu le vrem. Nu putem de vedea nici ceea ce nu suntem. Chiar dacă alții ne împing, ne îndeamnă, e, lasă-te la tine, e, lasă și tu, sau fă și tu asta pentru că toată lumea face noi muri. Uneori merge, dar alteori nu merge. Și trebuie să vedem foarte exact punctul din care anumite lucruri devin toxice, anumiți oameni devin toxici, anumite comportamente, atitudini, gesturi sau gânduri care ni se induc sau care poate ni se spune că ar fi bine să le avem pentru a ne împăca sau ne acomoda mai uh, ușor cu aspectele vieții, nu înseamnă că nu se și potrivesc. Dar nici orice luptă nu e bună tot timpul. Unele lupte sunt inutile sau produc mai multe victime, inclusiv pe noi înșine. Așa că această quadratură Soare-Pluto ne învață despre limite. Unele sunt de acceptat, altele sunt de extins. Și avem nevoie de discernământ pentru a înțelege ce este cu adevărat util, constructiv pentru noi de asta vom fi conștienți mai ales după 22 octombrie când soarele intră în scorpion și scorpionul răspunde de pierderi, de forțări inutile pierderi de timp, energie, sănătate, dar și de bani pentru berbeci este un test care până pe 22 octombrie se pune mai ales în legătură cu relațiile ce cer de la ceilalți și ce vor să obțină și e greu de obținut aproape imposibil și care sunt costurile după 22 octombrie dacă insistă, astfel încât trebuie să găsească soluții să se descurce și fără acea persoană sau fără să mai insiste ei ca acea persoană să facă lucruri pentru ei, dar să extragă ce e altceva bun în cazul unui parteneriat. Este o lecție foarte mare și poate de multe ori ne mulțumiți. Deși au destinul în berbec, Totuși, au, au multe planete acum în zona relațiilor. Deși rezolvă singur foarte multe probleme, de data aceasta depind cumva de alții. De oameni care trebuie să le dea aprobări, de oameni care, cu care trebuie să colaboreze, care le sunt furnizori, sau tot felul de persoane de care se lovesc, chiar dacă ideile sunt ale lor, munca este a lor și uh, proiectele sunt pe persoană fizică. Pentru tauri. Această cuadratură între Soare și Pluto vorbește de uh, situații în care se simt forțați să facă ceea ce ei n-ar face, să fie cum ei n-ar fi, doar pentru a face pe plac, pentru a fi drăguți, pentru a respecta eticheta, pentru a fi politicoși. Devine foarte greu. Și li se pare de, de multe ori că se pun într-o situație ingrată dorind să facă pe plac sau pur și simplu ca să de dragul de a se acomoda într-un context social să respecte lucruri sau să facă lucruri cu care ei nu sunt neapărat de acord sau nu le consideră oportune. Felul de a se îmbrăca anumite gestică anumit, o anumită atitudine, un anumit comportament nu sunt de acord cu lucrurile astea întotdeauna, indiferent care este, sunt aceste persoane sau care este acest mediu că este un familiar un sau întrunire unde e bine să vorbească doar anumite lucruri Așa că uh, își uh, testează limitele în raport cu ceilalți. Pentru gemeni. Foarte încordați sunt la muncă, deși au aspecte bune care indică negocieri bune și chiar posibilitatea de a se pune în valoare, de a-și pune în valoare cunoștințele și experiența, totuși au niște situații până pe 22 octombrie, cumva se întreabă și la ce bun, pentru că nu prea primesc mulți gologani, Uh, sunt cu ochii pe bani, așa că după 22 octombrie sunt foarte atenți dacă primesc banii uh, promiși sau cum să facă în contextul acesta bun de înțelegere, uși deschise, să vorbească și despre bani, despre care nu ar vrea cam nimeni, să vorbească și mai ales să-i dea. Asta este marea lor întrebare, cum să facă ei să pună problema în așa fel, atât timp cât sunt agreați și agreabil, pentru a li se accepta anumite condiții financiare. E cu tâlc toată problema asta și depinde de tactul lor verbal. Pentru raci, tensiunea dintre Soare și Pluto vizează mai curând un dor pe care l-au de a trăi și pentru ei. Se ocupă de foarte multă lume, nu pe toată lumea poate să o ajute în acest moment, ar vrea să facă mai mult, dar nu se poate sau nu ajung la unele persoane sau nu se lasă ele ajutate se consumă foarte mult și poate de multe vreme pentru asta și atunci cumva preocuparea lor e ok, dar pentru mine ce pot să fac? Sau cum pot să fiu bine cu mine în toate situațiile pe care le trăiesc? Și au de căutat această formulă care este mai curând spirituală decât una ce ține de rațiune și de voință să se canalizeze ei pe un anumit, o anumită conduită și să și-o impună. Ține mai curând de suflet. Dacă reușesc să ajungă la miezul sufletului lor și al conștiinței lor, Modelările sunt de la sine, din această forță extraordinară transpersonală de natură divină sau la care lucrează întregul Univers. Pentru lei, tensiunea dintre Soare și Pluto vizează sentimentul de siguranță, indiferent ce vor să facă, ce vor să înceapă, ce vor să modeleze la ei sau în acțiunile și proiectele pe care le au, cumva se întreabă dacă rezistă. Dacă mai pot face față, dacă îi consumă prea mult, dacă îi scoate din confort, nu întotdeauna când avem idei grozave, le putem și pune în practică. Foarte mulți dintre noi avem visuri mari, avem proiecte mari, uneori așteptăm persoana potrivită să-i punem în brațe un proiect sau să ne ajute să-l dezvoltăm. Alte ori trebuie să ne străduim noi să ne dăm capăt frumos de trei ori peste cap ca să facem lucrurile. Pentru lei este un astfel de moment în care tot ce ține de exterior, tot ce ar vrea să facă, toate ideile pe care le vehiculează sunt grozave, dar toate implică totuși o remodelare a vieții personale sau o, o încordare de care trebuie să vadă dacă sunt dispuși și cu ce costuri. Pentru fecioare, Tensiunea dintre soare și plută poate viza mai curând aspectul, mai ales după 22 octombrie până pe 22 vizează și banul trebuie să muncească, să se străduiască să câștige bani și de multe ori să treacă peste rușine sau peste uh, scrupule sau exigență uh, nu merit, nu pot, dar de ce mi acum dar hai să nu-i zic, dar poate se prinde singur până pe 22 octombrie au astfel de scrupule însă după 22 octombrie E vorba mai mult de curajul de a acționa, de a vorbi, de a se lupta cumva pentru ceea ce consideră că merită. Și sunt destul de tensionate. Care e momentul cel mai bun să zică, cum să zică, atât verbal cât și prin hârtii, prin acte și astea pot fi examene. Și au aceste tensiuni privind în general comunicarea. Pentru balanțe, după 22 octombrie soare intră în zona banilor, sunt foarte perspicace în a distinge ocaziile bune prin care se pot reliefa profesional și pot câștiga, dar este după 22 octombrie și această încordare, adică cumva trebuie să abordeze teme, să vorbească cu persoane și într-un mod care nu le este foarte la îndemână, adică trebuie să iasă puțin din carapacea lor, din stilul lor obișnuit, să, să fie mai insistente, să se plângă de condiții, să-și ceară drepturi mai puternice decât au făcut-o vreodată, să sublinieze reușitele, abilitățile, capacitățile. Poate că ele credeau că numele unui contract sau unui aranjament, lucrurile astea se văd de la sine, că de-aia ne-am anturat și am făcut un contract. Dar nu e întotdeauna așa și trebuie să vorbească despre ele și chiar să se laude un pic, ceea ce le vine un pic peste mână. Pentru scorpion, pentru, după 22 octombrie au chiar soarele în semnul lor zodiacal, așa că tensiunile cu Pluto țin de limitele lor. Cât de bine se cunosc și ce cer de la ei sau ce fac cu ei, cum se pun la treabă, inclusiv fizic. Și este clar că trebuie să-și depășească niște limite și, și să-și depășească un confort anumite habitudini, anumite uh, comodități pe care și le-au cultivat. Și poate că înțeleg rațiunea pentru care trebuie să schimbe stilul de viață sau o atitudine, dar le vine destul de greu. Se confruntă cu propriile lor înțepeneli. La unii le pot fi date și de mediul familial, adică ar avea nevoie de susținere și de înțelegere și nu prea e loc. Da, trebuie să facă ei singuri prin ei și de felul în care se motivează mental Adică, care-i miza? Dar de ce aș face asta? Dar de ce e bine? În funcție de motivațiile pe care le au, se vor mobiliza mai mult sau mai puțin. Așa că trebuie să umble la motivații foarte profunde care nu sunt numai de natură materială, fizică. Câștig asta. Pot fi și de natură morală sau spirituală. Indiferent ce vor să, că vor să câștige bani sau doar vor să se însănătoșească. Pentru săgetători, această tensiune dintre Soare și Pluto Vizează până pe 22 octombrie banii și câștigul, în general, sau menajarea. Iar după 22 octombrie, vizează mai mult tactul, să nu-și facă probleme, să nu-și facă dușmani. Mai mult vor să se strecoare printre dificultăți decât să se confrunte cu ele. Și au o minte foarte bună în a observa foarte bine contextele și oamenii, de aceea și știu cum să pareze. Cu Venus în semnul lor zodiacal schivează minunat situațiile tensionate, dificile, persoanele sau relațiile nepotrivite, toxice pentru ei, scapă din orice încercuire. Pentru Capricorn, tensiunea dintre Soare și Pluto poate fi dată de. Problematica viitorului preocupă viitorul. Și chiar financiar după 22 octombrie. Câți bani au șansa să câștige? Ce trebuie să facă pentru asta? Dacă pe drumul pe care sunt acum mai vin banii sau nu mai vin banii? Dacă pot face altceva pe lângă actuala activitate prin care câștigă? Este, pe de altă parte cu Jupiter în zona muncii au șansa să se poziționeze foarte avantajos. Unii pot ieși la pensie poate mai devreme, dar e mai bine mai devreme, cu mai puțin, care poate crește în timp sau care lasă și mai mult timp și sănătate să facă și alte chestii din, din care îi vor câștiga foarte mult. Deci, își fac niște calcule avantajoase privind finanțele, munca și câștigurile după 20 de octombrie. Pentru vărsători, tensiunea dintre Soare și Pluto vizează responsabilitățile de orice fel și ieșirea în lume, să fie oamenii funcției lor, oamenii rolului lor se simt responsabil, nu pot să fac asta oricum pentru că oamenii așteaptă de la mine sau pentru că până acum am făcut într un alt fel și nu vreau să mă dezic. Relația cu șefii poate fi destul de tensionată dacă nu sunt de acord, dacă nu știu să dea ordine șefii, dacă abuzează de capacitățile celorlalți sau de răbdarea celorlalți dacă nu primesc respect. Nu se mobilizează. Sunt foarte intransigenți după 20 de octombrie și în general cu pluton intrat în semnul lor zodiacal și ei se schimbă foarte mult, dar pot avea gesturi care schimbă foarte mult contextele și asta se întâmplă brusc de pe o zi pe alta. Au o, un test de dat și ei dacă pot ieși dintr-un anumit context și să-și resping anumite responsabilități. Pentru pești, cuadratura Soare-Pluto este aducătoare de revelații, supărătoare, aș zice, legate de anturaj, societate și mersul vremurilor. Poate nu e vorba atât de oameni, grupul lor de prieteni, cât în general de societate și mersul vremurilor. că trece se îndreaptă lucrurile și cumva pești cu intuiția lor fabuloasă, dar și cu conectarea lor la spirit, spun, domne, nu e bine pe Direcția asta și analizează, pot trage un semnal de alarmă și pentru alții, pentru că văd foarte bine consecințele chiar pe termen lung, care pentru alții nu sunt ușor de distins. Și de aceea aduc un mesaj. Este disconfortant, pentru că nu toată lumea îl aude sau nu toată lumea îi crede, dar simt nevoia să tragă un semnal de alarmă și eventual să ia pentru ei, pentru propria lor viață, niște măsuri de siguranță. Și pot lua niște decizii foarte mari care scoate dintr-un anumit context colectiv și s-ar putea să fie din momentul acesta mult mai dispus să o ia pe un drum individual. Să ne fie bine tuturor.